Fundației Casa Paleologu. Bine v-am regăsit în emisiunea Metope. Anul ăsta sărbătorim 10 ani de existență. Casa Paleologu există din 2013. Casa Paleologu ca instituție care se ocupă de cursuri. Că, cum spuneam, casa din strada Paleologu există de mai multă vreme, de peste 90 de ani. Și cu această ocazie, în acest cadru, în acest context, ne-am hotărât să invităm ceea ce noi numim stâlpi ai casei. Și trebuie să explic asta pentru cei care ne ascultă. La Casa Paleologu avem trei niveluri, să zic așa. Da? Sunt oaspeții, cei care vin odată de câteva ori la cursuri, apoi sunt prietenii casei, sigur, care se implică ceva mai mult, și apoi sunt stâlpii casei. Da? Și prima noastră invitată a fost Speranța Munteanu, care e campioana absolută la cursurile de la Casa Paleologu. Cred că nici nu-i mai încap diplomele într-un sertar, cred că are acum o comodă întreagă plină cu diplome de la noi. Astăzi i-am invitat pe Liliana și Adrian Gârmacea, pe care i-am întâlnit prima dată la Atena, pentru că ei sunt din Bacău, așa că nu puteau veni la cursuri pe vremuri, când făceam cursurile numai în salonul casei, și prima dată au venit la Atena. Și un alt participant la respectivul curs mi-a spus, dar tu știi cine sunt soții Gârmacea? Nu știu. Păi sunt niște antreprenori extraordinari. Sunt formidabili. De altfel, ulterior am și vizitat uzina de la Bacău și am fost impresionat eu însumi. Și o să încep prin a vă întreba ce caută dita mai antreprenorii la cursurile noastre. Dar întâi la călătoriile de studiu, după aia au urmat cinșoarele și grație pandemiei, ca să zic așa, am început și cu cursurile online. Da? Ce căutați și la ce vă ajută, dacă vă ajută la ceva? Bună ziua! Eu aș vrea să fac o mică corecție. Doamna Speranța este campioana la individual. Noi suntem campioni pe echipe, pentru că venim împreună și de foarte multe ori vin și copiii cu noi. Ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, de ce venim la cursurile Casei Paleologu? Motivele sunt nenumărate. Aici aș vrea să răspunzi individual, te rog. A, ok, bine, atunci o să răspund în dreptul meu. Eu obțin sau extrag foarte, foarte multe informații care mă ajută în business. Deci în toate cele trei tipuri de întâlniri, fie că vorbim de întâlnirile online, de călătorii sau de weekendurile studioase, eu îmi extrag foarte multe lucruri care mă ajută ulterior în business. Și asta e răspunsul scurt. O să vreau să mult mai multe. Câteva exemple, dar deocamdată să auzim ce spune doamna Gârmacea. Deci eu zic că lucrurile, așa cum aveam să învăț la un curs de al lui Răzvan, lucrurile sunt necesare și nu se pot întâmpla altfel. Ne învăța Răzvan într-un curs, una din teoriile lui Nietzsche. Și cumva am venit la cursurile Casei Paleologu cumva din necesitate. Deci necesitatea asta a venit tot așa într-un moment în care nu eram ca un om în echilibru, un om întreg. Deci lucram prea mult, cumva munca era dusă la în exces, sau tot așa cum zicea atunci, în același curs ne-a învățat Răzvan, ziceam, aveam din toate prea puțin și din ceva cu mult prea mult. Deci munca era cu mult prea mult, știți? Echilibrul nostru nu era echilibru. Și într-unul din cursurile noastre pe care le făceam în cadrul companiei, se și numea, deci eu zic că asta a fost declanșator, să zic așa, declanșatorul, se numea eficiența productivității personale, vă închipuiți. Cumva, pe parte profesională ok, dar pe parte personală mi-aduc aminte că ne-a pus să răspundem la câteva întrebări, trebuia să construim ceea ce se numește roata vieții. Roata vieții avea câteva spițe, deci spițele aveau câte un corespondent într-un plan, planul de familie, planul serviciu, planul prieten, planul timp liber, sănătate, dezvoltare și așa mai departe.
Eu recunosc aici de față cu toată lumea că roata mea nu era tocmai rotundă. Și remarcă, ați răspuns diferit. Da? Domnul Gărmacea spune că e un interes utilitar, ca să zic așa. Dumneavoastră spuneți că e vorba de un echilibru personal. Da? Sunt două perspective complet diferite. Nu știu cu care să încep. Da? Hai să vedem. Deci să spun, eu sunt foarte intrigat de ce spunea domnul Gărmacea. Că ce spun eu să aibă o valoare în business, asta mi se pare surprinzător, mă bucură. Dar nu m-aș fi gândit la așa ceva. Dați-ne câteva exemple. Păi aș putea să vă dau foarte, foarte multe exemple, pentru că practic nu există curs sau călătorie sau întâlnire din care să nu plec cu ceva util pentru business. De exemplu, dialogul Melian, în care se statuează clar raportul de putere între cei slabi și cei puternici, deznodământul final cu speranța este un prost sfătuitor pe care, mă rog, și eu acum o folosesc foarte mult în companie și când colegii încheie vreo întâlnire cu sper să fac, așa îmi dau seama că de fapt nu o să fie prea bine. Trebuie să povestim o întâmplare amuzantă de la Atena. Nu mai știu dacă erați împreună în călătoria în care a fost și Speranța Munteanu. Nu știu dacă era aceeași călătorie. Da, eram. Eram acolo pe scările de la Muzeul de Arheologie din Atena și vă vorbeam despre Tucidide, da? Despre războiul peloponesiar și despre dialogul Melian și cele trei faimoase formule ale atenienilor în dialogul cu melienii. Da? Când le spun, sunteți prea mici ca să fiți neutri, da? Prima formulă extrem de importantă, care e valabil acum în Republica Moldova, da? Sau de fapt și chiar pentru Ucraina e valabilă, da? Prea mici ca să fiți neutri. După aia, a doua formulă extraordinară, nu există dreptate decât între egali. Și în sfârșit, a treia, speranța e un prost sfătuitor. Și imediat a apărut speranța și a spus, nu e adevărat. Și mi-a trebuit o fracțiune de secundă să înțeleg ce vrea să spună. De fapt, am râs cu toții după aia. Așa este. Un alt exemplu ar fi Revoluția franceză. Când știm cu toții că Revoluția a decapitat o întreagă clasă conducătoare și s-a trezit că nu mai poate, poporul s-a trezit că nu mai poate să conducă treburile statului. Și asta mă oprește și pe mine de fiecare dată când un departament este complet nefuncțional. Să încep cu el de la zero. Aha, adică să păstrez... să nu fiți un Robespierre în întreprindere. Exact. Dar mai spuneți că sunt exemple foarte amuzante. De Donoso? De Donoso Cortez? Da. Acum, trebuie spus pentru cei care ne ascultă, cine-i Donoso Cortez? Da? Este un gânditor catolic contrarevoluționar din Spania și nu mai știu cu ce ocazie exact, am studiat un discurs al lui faimos despre dictatură. Da? Și e teza lui că există totdeauna un echilibru între represiunea interioară și represiunea exterioară. Da? Și când represiunea interioară e puternică, nu e nevoie de multă poliție, de forțe, de ordine. Când însă moravurile se moaie, e nevoie de multă autoritate în exterior. Și asta, cu asta ce faceți în business? Încercăm să avem o cultură organizațională bună și o companie sau un stat puternic, dar nu represiv. Bun, acum revenim la asemenea exemple mai încolo, dar să ne spună și doamna Gărmacea, da, despre acea rotunjime, ca să zic. Rotunjime, da, să vorbim de acel echilibru. Cumva, frecventând, alăturându-mă casei Paleolog, întâi prin participarea la călătorii, pentru că era singura cale de a mă alătura, fiind la sute de kilometri distanță, așa, am găsit teme extrem de interesante pentru mine. Mi-am descoperit ceva, nu știu ce, poate dacă îmi descopeream mai în tinerețe, poate urmam altă cale. Nu era bine.
Poate nu era bine, că deși recunosc că fac cu pasiune, am făcut și fac cu pasiune ceea ce fac. Și dar mi-ar fi plăcut și altă cale. Păi și ați construit o imensă fabrică, e impresionant, nu? Da, e mai mult decât atât. Noi considerăm, e ca și cum o comunitate, nu știu, e și copilul nostru, e cum vreți. Deci trăim aici foarte multe ore. Până la pandemie, să ne gândim așa, până la pandemie, până în 2020, am fost împreună la Atena, la Roma. Paris am fost? Sau? La Paris, da, dar nu știu dacă am fost, că am făcut și în 2019 o călătorie la Paris, nu mai știu dacă ați fost atunci. Ați fost în Olanda. Olanda de două ori, da. Da, în Olanda de două ori, exact. Dar și la Roma, cred că ați fost de două ori. De trei ori am fost. Roma antică și una... Roma marilor familii, da. Da. Bun, și din călătoriile astea, pe lângă agrementul de a vizita locuri frumoase, extrageți lucruri utile... Mă întreb, deci, nu știu. În primul rând extrag lucruri, nu știu dacă utile, dar cât plăcute. Pentru că mă simt atât de atrasă, încât îmi pare rău când pierd câte o călătorie sau un curs. De exemplu, anul ăsta trebuie să dăm dovadă de temperanță și având copiii noștri fiind în clasa 12-a, trebuie să ne gândim de mai multe ori dacă să ne înscriem sau să nu ne înscriem. Deci cumva chiar suferim din punctul acesta de vedere. Da. Bun, i-ați luat și pe ei, vieții copii m-au suportat de atâtea ori. De ce spun vieții copii? Pentru că sunt călătorii foarte, mă rog, exigente. Da? De altfel, am observat că dumneavoastră rezistați mai bine decât domnul Gărmacea. Cel mai bine rezist, da, da. Dar cred că și copiii s-au adaptat cumva la, știți, gluma noastră, stilul dumneavoastră stahanovist, să zicem așa. S-au adaptat și nu cred că se plâng. Da, îi recunosc că a fost mai greu prima dată. Ei au participat, dacă mi-aduc aminte, la o călătorie în Grecia. Și mi-aduc aminte că Ioana era tare impacientată atunci că avea mulți tineri în călătoria aceea. Și ceea ce a fost bine pentru copiii mei să... se întâlnească cu alți tineri, da? Și mi-aduc aminte că... Tinerii rezistă mai puțin. Poftim? Tinerii rezistă mai prost. Da. Ei s-au adaptat. Inițial mi-aduc aminte că în seara în care trebuie să ne întâlnim și există un moment în care fiecare se prezintă, mi-aduc aminte că Rareș s-a prezentat și dumneavoastră l-ați întrebat de ce a venit la curs, la călătorie. Și bineînțeles răspunsul lui Rareș a fost că m-a trimis mama. De atunci am depășit anumite etape, deci când au vrut, acum, sincer să vă spun, se supără dacă mergem numai noi și nu-i luăm și pe ei. Adică efectiv au prins drag de cursurile dumneavoastră. Noi am vrut să le arătăm o altfel de școală, un alt mod de a învăța, ceva ce nu găsesc în școala și în programa tradițională. Eu nu cred că ceea ce învață în cursurile pe care dumneavoastră le țineți, nici măcar 10%, dar cred că e mult 10%, nu cred că se găsește în programa școlară. Bun, păi spuneați mai devreme că sunt stahanovist. Da? Acum, eu nici nu-mi imaginez că reține cineva tot ce zic eu, că e imposibil. Adică omenește imposibil, creierul nu mai poate absorbi atâta. Nu știu dacă ați observat mai devreme, era un mesaj de la doamna Schuster. Care este gazda noastră de la Cinșor și cu ea e o întreagă poveste, da? Pentru că în urmă cu mai mulți ani era ea preocupată de Putin, evident, dar cred că prin 2014, da? După ce invadase Putin Crimea și țineam un curs despre Dostoievski și așa a venit prima dată doamna Schuster la noi. Știu că era o iarnă îngrozitoare, era foarte multă zăpadă afară. Mă minunam că vine, mă rog, devenea de departe totuși. Și a avut ideea de a face acele weekenduri studioase la Cinșor
N-a fost ideea mea, a fost ideea doamnei Schuster, preluată de Ioana, mă rog, până la urmă eu m-am conformat. Și acolo a zenit de asemenea foarte mult, să vorbim puțin și de cincioare, dacă tot ne-a avut de doamna Schuster. Păi bine ați făcut că v-ați conformat, pentru că weekendurile la Cincior au un aer deosebit, să zic așa. Acolo se îmbină cumva, nu știu, setea de cunoaștere, obținerea de cunoștințe. Noi, nu știu, doamna Schuster, prin tot ce face dumneai ei, e vorba și de istorie, cultură, gastronomie. Știți că da, face da, gastronomie e periculoasă acolo. Periculoasă, da. Da. Deci e minunat ce se întâmplă la... La... Bine spus totuși despre Cincior, că nu toată lumea știe, dar este un sat săsesc, acum mai sunt foarte puțini sași acolo, mai e doamna Schuster și atât, cred, da? Pentru că soțul doamnei Schuster nu e sars, e neamț, pe bune, da? Din Germania. Și a reușit să recondiționeze biserica, da? Și... de asemenea să convertească în pensiune o serie întreagă de case foarte frumoase. Deci un loc perfect, da, pentru ce vrem noi. Și totodată o manieră de a avea grijă de acest patrimoniu săsesc, care al minteri a rămas orfan. Asta e realitatea, că multe biserici fortificate din Transilvania se duc de râpă. Însă trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim. Mi-am stricat laptopul. Cum adică ți-ai stricat laptopul? Păi l-am scăpat din greșeală pe jos și acum nu se mai deschide. Păi nu e o problemă dacă ai ADP. Ce e ADP? Lenovo ADP, adică Accidental Damage Protection, este asigurarea care îți protejează laptopul de mâini neîndemânatice, neatenție sau doar pur ghinion. Cu un plan de achiziție de plată unică, ai garanție pentru reparații într-o rețea globală de servisuri, indiferent care e cauza daunei, de la lovituri, erori de funcționare, supratensiuni electrice sau deteriorări ale ecranului LED. Lenovo Accidental Damage Protection. Alegerea cea mai bună pentru siguranța calculatorului tău. Produsele Lenovo se găsesc pe flux.ro. Emily Ratajkowski în noua campanie CCC și Jenny Fairy. Descoperă modele de pantofi cu prețuri începând de la 129,99 lei și genți de la 149,99 lei. Disponibile în magazinele CCC, aplicație și pe ccc.ro. Anii 90 au schimbat lumea, au avut și pe ce muzică. Anii 90, acum pe Radio Guerilla, dar și în paharul Retrogrand, dedicat de 600 de mililitri cu 3 shoturi de espresso și lapte, pe care îl cumperi din 5to-go și l-asculți unde vrei tu dacă scanezi QR codul. Retrogrand, dăm mai tare muzica retro a generațiilor grand. Dacă mâine ar trebui să alergi pentru a salva viața, ai fi pregătit? Stai liniștit că nu e atât de grav. Voiam doar să-ți atragem atenția și să te invităm pe 10 iunie să descoperi în alergare frumusețile ascunse din zona munților Siriu la X-Race Powered by Varta. Am pregătit 3 trasee de alergare, 7, 21 și 47 de kilometri. Seara facem foc de tabără și party. Înscrierile sunt deschise până pe 31 mai pe xrace.ro. 10 iunie, trail running la X-Race, powered by Varta, alergat de Radio Guerilla. Vă trimiteți copiii la școală? Bine faceți! Dar asta nu înseamnă că nu e loc de mai mult. Nici pe departe. Dacă sunt curioși, le place să învețe și vor să-și deschidă mintea, îi așteptăm la Casa Paleologu, online sau în salon. Avem cursuri de retorică, filozofie, mitologie, istoria religiilor, istoria artelor, etichetă și bune maniere, literatură. Pentru copii și adolescenți. Detalii pe paleologu.com. Garantat Paleologu, plăcut de Radio Guerilla. Și dacă vrei să fii un star, în vama veche hai la expirat.
Și dacă vrei să strălucești, intră la noi în DMMMMM. Dacă îți place să pui muzică și ți-ai dorit mai mereu să faci parte dintr-un festival, îți spunem noi. Festivalul de 3 luni și 30 de zile, care are main stage-ul la expirat, Vama Veche, caută oameni noi. Accesul se face pe baza playlist-ului tău, trimite un DM cu el pe canalul expirat până pe 1 aprilie. Plăcut de Radio Guerilla. Universul entero, escucha! Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Radio Guerilla. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct împreună cu Liliana și Adrian Cărmacea. În pauză mă uitam la ce mesaje ne-au mai venit și sunt stâlpi de-ai casei care reacționează și uite, doamna Vidopol spune că cinșoarele sunt nemaipomenite, Cristi Gheorghe vă laudă că sunteți cei mai tari. Uite, a apărut deja comentariul lui Cristi Gheorghe. Acum, legat de călătorii, nu știu, vă pun o întrebare tâmpită, știu că e tâmpită, dar mă interesează răspunsul. Care v-au plăcut mai mult? Nu știu, că am fost împreună la Roma de mai multe ori, la Atena de câteva ori, la Florența, la Veneția, în Olanda, la Londra, la Madrid parcă, nu? Evident, da. Dacă e să răspund eu, da, nu mă pot hotărâ. Pentru că dacă mai faceți o Grecie, stau și mă gândesc că în toamnă copiii trebuie să meargă la facultate și trebuie să-i ajut cu cazări, cu dar m-aș înscrie fără doar și poate. Deci aproape că nu mă pot hotărâ, dar au fost, fiecare călătorie are specificul ei. Nu știu, momente frumoase se întâmplă. De exemplu, mă gândesc la Rodos aici, iar așa a fost teribilă călătoria aceea și mulți își aduc aminte cu drag. Deci eu nu m-aș putea hotărâ. Aștept cu interes călătoria la Ierusalim. A, da, urmează Ierusalimul, deci, cu Anca Dan, așa e. Da. Domnul Gărmacea e mai hotărât sau tot așa? Nu, tot așa. Mă simțeam ca... Veneția, spuneați că asta v-a plăcut enorm. Ce anume? Veneția, am înțeles. A, Veneția, da, pentru că mi-a plăcut foarte mult Muzeul Fortunii. De la care am plecat și cu câteva obiecte foarte, foarte frumoase. Dar trebuie spus cine-i Fortunii ăsta. Era un artist spaniol, fiul unui mare pictor spaniol, din păcate mor foarte tânăr, care a ales să trăiască în Veneția, dar practic toată viața a trăit-o la Veneția. Și sigur că a moștenit el ceva din familie, dar a fost, mă rog, fabricant de stofe, de decoruri pentru teatre, iar casa lui este o operă de artă. Este ceea ce Richard Wagner numea un Gesamtkunstwerk, da? O operă artistică totală, integrală. Da? Însăși muzeul este o operă de artă, adică casa în care locuia și lucra Fortunii și știu că pentru mulți este o experiență inedită, dacă nu se așteaptă să găsească așa ceva, să vadă așa ceva la Veneția, e un muzeu foarte atipic. Dar pe de altă parte eu mă gândeam așa că dumneavoastră ca om pragmatic, da, care reține lecții de business din toate, mă gândeam că v-a plăcut în mod special în locuri care s-au ilustrat prin comerț, cum e Veneția, da, care este o republică de negustori. Aristocrația venețiană e de fapt o aristocrație de negustori, nu de cavaleri, da? Ca în Franța sau în Spania. Mă gândeam de asemenea că poate v-a fascinat medicii, da? Familia medicii care de la niște uzurieri, de fapt, asta au fost ei la origine, da, au ajuns niște mari figuri europene. Da? Mă gândeam că poate locurile astea care s-au ilustrat prin comerț v-au plăcut în mod special. Eu cred că o să vă surprind acum tare neplăcut. M-a impresionat mult la Berlin Muzeul lui Marx. Și știți, da, mi-era teamă că o să spuneți asta. Da. Da.
Am impresia că dumneavoastră sunteți ca Friedrich Engels, un mare antreprenor, o leacă marxist. Cred că un pic mai mult. Cred că un pic mai mult, da. Da, când am fost la Berlin anul trecut, erau la Muzeul de Istorie două expoziții în paralel, Richard Wagner și Karl Marx. Eu, evident, v-am dus întâi la Richard Wagner, ce îmi place mie mai mult. Dar pentru domnul Gărmace, expoziția Marx a fost marea surpriză. Așa este. Da. Dumneavoastră la fel ziceți sau nu? Dumneavoastră v-a plăcut Wagner? Nu, mie Wagner, da, desigur. Și aș vrea să spun că mă gândesc că de fiecare dată ultima călătorie este cea mai frumoasă, știți? Că așa se întâmplă, e cea mai proaspăt în memorie. Într-adevăr, la Veneția am fost plăcut surprinsă de școli. Deci mi-a plăcut extraordinar școlile din Veneția, câte am putut noi vizita. Au fost superbe. Și, nu știu, rămân totuși fan Cincșor, să zicem. Deci, exact ca doamna Vidopol, aș zice că are Cincșor un farmec anume. Da, trebuie să reîntărim componenta asta, dacă n-am mai fost de ceva vreme la Cincșor. Adică că drumul din București până la Cincșor este o oroare, da? DN1 este un chin. Nu știu, pentru voi cred că e mai ușor de la Bacău, nu? Tot o porcărie? Tot Cincioare facem și noi până la Cincșor. Dar gândul la ceea ce o să trăim acolo ne face să călătorim cu plăcere. Și deocamdată trebuie să spunem că încă suntem fericiți, cei care participă la Cincșor și cei care îl cunosc pe Dorin știu, încă putem călători în Transilvania fără să prezentăm pașapoarte. Pentru că domnul Dorin, știți cu toții, visează să fac o monedă proprie, să... Sper că nu ne aude, dacă că ne aude. Să nu ne aude. Da. Da, bun, după emisiune să mă apuc să scriu prezentarea pentru următorul Cincșor, că am întârziat deja cam mult cu asta. Dar să mai luăm exemple concrete, da? De la care să vedem cum se aplică sau ce reținem din ele. Că de pildă spuneați la Veneția și după aia cât de mult v-a plăcut Canova, da? Marele sculptor italian, da? Din secolul XIX, că l-am văzut în mai multe locuri pe Canova. L-am văzut la Milano, l-am văzut la Paris, am văzut și la Viena un monument funerar făcut de el. Iar la Veneția sunt într-adevăr câteva săli, da, cu sculpturi extraordinare de ale lui. Aveți ceva în minte în mod special? Sau vreți să vi se facă o statuie în stilul Napoleon? Da, cum a făcut el? Chiar glumeam cu un călător ca și noi, pentru că ne-am dus la finalul turului la un muzeu, ne-am dus să întrebăm dacă putem să-i dăm o comandă lui Canova. Ca și cum n-am fi știut că este mort. Și doamna de acolo s-a uitat un pic mirată la noi, ne-a zis nu puteți să-i dați. Și atunci am întrebat dacă putem să cumpărăm niște lucrări care erau expuse în muzeu. Și bineînțeles că nici asta nu am putut, dar Canova este foarte, foarte expresivă. Ea și-a dat seama că glumeați? Sper să nu-și fi dat seama, poate da, poate nu. Dar Canova este foarte, foarte expresivă. Adică durerea se vede atât de bine în operele lui. Este extraordinar. Păi, în mod special la Veneția este acel ansamblu sculptural cu Orfeu și Euridice, da? Care surprinde exact momentul în care Orfeu întoarce capul către Euridice și Euridice e trasă înapoi în Hades, în lumea morților. Da? E o statuie absolut fabuloasă, e una dintre cele mai frumoase lucrări ale lui Canova. Dar mă gândeam la statuia lui Napoleon, care se află la Milano, la Academia Brera, acolo e statuia lui Napoleon, nud.
da? Și idealizat, da? Reprezentat așa cu un fel de Apollo, frumos, da? Fără burtică, înalt. Și bun, Napoleon i-a dat premiul pe care îl merita Canova pentru această lucrare, dar totuși n-a expus-o, pentru că nu voia să fie expusă o statuie de-a lui nud. Și i-a reproșat asta lui Canova. Nu puteți să mă reprezentați îmbrăcat. Și Canova i-a spus: în meseria noastră, adică în sculptură, nudul este sublimul. Și nu puteam să fac decât așa o statuie. Bine, a zis Napoleon, dar statuia n-a mai arătat-o. Da. De-aia ziceam că poate vă gândiți la facem statui în stil Canova la Bacău, acolo, în curte, la barier. Da, se poate. Dar uitați, eu mă bucur de câte ori ajung prin muzee și văd reprezentarea lui Heracle. Când este împus în fața alegerii să-și aleagă drumul dintre virtute și biciu sau glorie și confort. Și mi se pare că răspunde foarte bine și sentimentelor mele, că nu am ales un drum tocmai ușor. Și parcă așa, mai am un aliat în Heracle. Un antreprenor e un fel de Heracle, mai cu seamă în România. Trebuie să se lupte cu tot felul de hidre, cu tot felul de păsări de pradă. Trebuie să golească, să curețe grajdurile lui Augias. Da? Trebuie să facă întotdeauna lucrurile astea un antreprenor în România. Da? Da. Întâlnește obstacole la tot pasul. Nu e ușor, da. Asta ar fi o frumoasă imagine, așa, Heracle ucigând hidra. Da? Și hidra este statul român, da? Care mereu inventează cât un obstacol, cât o greutate în plus. Da, să știți că, din păcate, când am fost la Napoli anul trecut, tabloul celebru cu alegerea lui Hercule nu era în expoziție. Dar e un tablou extraordinar de Caracci și nu era în expoziție. Cred că era trimis la altă expoziție și mi-a părut tare rău, da? Că e o capodoperă absolută. În schimb, acum la Veneția am văzut pe Heracle, da? Între cele două, da? Alegând între glorie și plăcere. Dar haideți să mai vedem alte momente care v-au impresionat, nu știu, în Grecia sau în Italia sau în Franța sau în Germania, Olanda. Eu am aici o întâmplare destul de veselă, să spun așa. În prima noastră călătorie la Atena, mi-aduc aminte că mergeam pe călduri năucitoare, câte 20.000 de pași pe zi. Și la un moment dat, așa spre seară, ați fost un pic epuizat. Eu? Bine, o să discutăm după aceea. Și văzând eu situația asta, am vorbit cu Liliana și am spus: băi, la următoarea călătorie trebuie să aducem neapărat și copiii, că nu știu cât poate să reziste în ritmul ăsta domnul lector. Deci, practic, ăsta a fost motivul pentru care copiii au venit imediat în următoarea călătorie să prindem încă programul. Ce trebuie spus aici este că se întâmplă să aveți câteodată două grupuri, unul după altul, cum a fost Veneția, cum a fost Florența, cum a fost Napoli, cum și lista poate continua. Mi-aduc aminte că la Florența am fost în al doua parte, în al doilea grup, și după ce vorbiseți dumneavoastră o săptămână, două, de dimineață până seara, deci mi-aduc aminte că Ioana nu putea să vă ia instrumentul, microfonul, și a spus că v-ați încălzit și de-abia, dar cum aveți de vorbit? Nu, că în general în a doua rundă știu mai bine.
Exact. Noi spun, ne avem o vorbă, spunem că se elimină bagurile. Bagurile sunt eliminate și... Da, mai e ceva, mai pică fise în timp ce văd, pentru că sunt multe conexiuni pe care le faci pe parcurs. De pildă și acum la Veneția, de pildă... Spuneți-le ce am pierdut. Gândit. Da, vă spun imediat ce ați pierdut. Mi-a picat o fisă. Când, am vorbit de diferiți dogi mai importanți, da? Figuri de dogi. Mulți dogi erau la sfârșitul vieții și n-au fost cine știe ce impresionanți prin ce au făcut. Da? Unii sunt cu adevărat foarte importanți. Adevărul că unul dintre cei mai tari a fost ales la peste 80 de ani doge, și anume Enrico Dandolo, da? Faimosul Dandolo, care a cucerit Constantinopolul în 1204. Însă e o altă figură importantă în secolul XV, și anume Foscari, despre care a scris și Verdi o faimoasă operă. Mă rog, e o figură importantă în istoria Veneției. A fost și foarte multă vreme doge, vreo 30 și ceva de ani. Și el a fost obligat să abdice. A fost o sinistră punere la cale împotriva lui. I-au hărțuit fiul, da, care făcuse și el niște greșeli, a fost acuzat că a omorât pe cineva, a fost exilat, nedreptățit, în fine, și până la urmă l-au forțat pe Foscari să demisioneze. Și a murit puțin după aia, de inimă rea. Și în poporul venețian s-a revoltat, adică a fost revoltător ce s-a întâmplat cu Foscari, cum a fost obligat să abdice. Da, o imensă măgărie. Și mi-am dat seama că a fost înmormântat în imensa bazilica dei Frari, da? Bazilica aceea franciscană, da? Cu tablou ăla superb al lui Tizian, cu înălțarea fecioarei. Cred că o aveți în minte. Da? Mormântul lui Foscari e chiar lângă altar. Asta e genul de lucru de care mi-am dat seama ulterior, după ce v-am dus acolo, mi-am dat seama, stai puțin, l-au înmormântat pe Foscari aici. De ce l-au înmormântat pe Foscari aici? Pentru că se simțeau foarte vinovați pentru moartea lui. Da? Asta e genul de legătură pe care am făcut-o la a doua călătorie, nu o făcusem la prima călătorie când am fost împreună. Dar se mai întâmplă lucruri de astea, da? Mai pică fise. În timp ce vorbesc, de-al minte, pofta vine mâncând și ideile vin vorbind. Da. La Florența spuneați că ați fost în a doua rundă. Nu mai țin minte de atunci. La a doua rundă a fost, da. Nu mai țin minte de atunci. Da, și de aceea, adică, tot ne întrebați de fiecare dată de ce venim, a doua oară, a treia oară. Pentru că, exact cum spuneți, aflăm lucruri noi, pentru că lucrurile astea se așează, pentru că devenim mai specialiști, să zic așa. Pe mine mă amuză cum am ajuns acum să vedem, să distingem între, de exemplu, vasele din cultura minoică, miceniană, cum suntem, am ajuns după aceea să vedem, nu știu, știm perioada, știm cât de cât, nu suntem ultra specialiști, dar... Deja. Da, acum mai e încă ceva. Și trebuie să povestim asta pentru cei care ne ascultă, că adesea, în special în muzeele din Italia, da? Unde sunt foarte multe picturi din Renaștere, din perioada barocă, cu subiect religios, da? Și pentru a evita overdoza de Madone, nu? De saturi de atâtea Madone și de atâția Criști crucificați, încercăm să recunoaștem sfinții, da, care sunt în aceste tablouri, da? Și uneori mă gândesc dacă nu cumva e plicticoasă toată chestia asta, da? Recunoaștem pe Sfânta Ecaterina, pe Sfântul Ieronim, pe Sfântul Anton de Padova, pe Francis din Assisi, pe Dominic, pe Petru Martiru și așa mai departe. Numai că în ultima zi la Veneția, când se terminase de fapt programul, m-am dus la Biserica Santa Maria de la Salute, da? M-am dus pe compromis. Și de cine dau acolo? De
dumneavoastră, de tot grupul, și ce făceați în sacristie, unde sunt tablourile alea de Tizian și Tintoretto, exact asta făceați, recunoșteați diferiți sfinți. Da? Și mi-am zis, uite, the brainwashing a funcționat perfect. Cred că ați fost mulțumit atunci când ne-ați găsit la ora 8 și jumătate. Nu? Dimineața. Dimineața, da. Da. Dar mă rog, asta e, că uneori îmi spune Ioana, dar mai lasă cu sfinții, da? Că se satură lumea să audă de atâția sfinți. Dar, pe de altă parte, asta e, astea sunt muzeele respective, da? Cu toate aceste capodopere. Asta are legătură și cu disputa de acum, cu religia la școală sau nu, însă la școală nu cred că se învață asta, da? Despre cum vizitezi un muzeu. Cred că cultura biblică și cultura religioasă e utilă și pentru asta, da? Să poți pur și simplu să înțelegi ce vezi într-un muzeu și să faci toate conexiunile necesare. Bun, dar slavă Domnului că noi discutăm foarte mult și despre alte lucruri, da? De filozofie, de istorie, de mitologie. Dacă vorbea domnul Gărmacea mai devreme de Heracle, dar știu că foarte mult a fost frapat de mitul lui Giges în ambele variante, da? Că Giges apare și la Herodot, apare și la Platon. Da, așa este. Dar dumneavoastră, ce găsiți în mitul lui Giges? Mie mi se pare interesant disputa filozofică care a apărut după mit, în care ne întrebăm dacă oamenii sunt buni în esența lor sau sunt buni pentru că se tem de judecata socială, de pedeapsă. De privirea celorlalți. De privirea celorlalți, corect, pentru că mitul chiar despre asta vorbește, despre faptul că Giges este invizibil. Inelul care îl face invizibil și care este în felul ăsta un simbol al puterii. Corect. În cealaltă variantă la Herodot nu e această componentă filozofică. Adesea la Herodot miturile astea au o latură puțin, mă rog, amuzantă, așa, și ca și povestea despre Zamolxe de pildă, da? Și alte povești din Herodot, da? au multă sare și piper. La Herodot mitul lui Giges are o latură puțin scabroasă, da? Pentru că Candaules vrea să-i arate lui Giges ce frumoasă e nevasta lui și îl face să pătrundă în camera lor, da, să o vadă dezbrăcată, și ea își dă seama că a văzut-o altcineva decât soțul ei și se duce la Giges și îi spune: acum ai de ales, ori te lichidez, ori îl omori tu pe Candaule și mă iei de nevastă. Da? E cu totul altfel decât la Platon povestea asta, însă bun, e unul dintre marile mituri. Sigur că la Platon e mai bogat în semnificații filozofice. Și tot pentru că sunteți un om cu multă putere, da, amândoi, o putere considerabilă, nu știu ce faceți cu obsesia mea cu patologiile puterii. Păi, știți că chiar am avut o întâlnire pe tema asta la noi la companie cu mai mulți colegi și am avut, așa să spun, un mini curs sau un curs despre patologia puterii. Eu încerc să fiu foarte, foarte atent la această tentație. Observ cum îi afectează pe toți, mai mult sau mai puțin în cadrul companiei, începând de la asistenta mea care primește sau nu primește pe cineva să ajungă la mine. Asta e o mare putere. Este o mare putere, așa este, da. Și cum sunt afectați colegii și încerc să, acum fiind conștient, încerc să mă păstrez cât mai departe de această boală, că până la urmă este o boală. Da, bun, dar boală este și guturaiul, boală este și cancerul, adică poate să fie benign, nu? Nu e neapărat foarte periculos. Nu știu, mai am o sfătuitoră
care mă trage de mână întotdeauna și îmi spune stai un pic mai încet. Aici vorbesc de Liliana, care... Vocea rațiunii. Vocea rațiunii, da. Dar nu cumva este matriarhatul cucutenian? Nu este, nu este. Da, asta era o teorie a unei faimoase profesoare din America, Maria Gimbutas, da, care avea teoria că cultura de la Cucuteni era o cultură matriarhală. Și că neoliticul era matriarhal. O teorie care nu e foarte susținută, dar pe mine mă amuză asta, pentru că nordul Moldovei de la noi este în plină cultură cucuteni, da? Și asta spuneam și eu sunt din familie de moldoveni și spuneam că mama e reprezentanta matriarhatului de la Cucuteni. Da, și Moldova, nu numai Moldova noastră, dar și Republica Moldova și o mare parte din Ucraina este, cultura este mult mai extinsă și chiar avem Lili în dormitor, îți aduceam, avem niște picturi cu cultura. Azi, nuduri cu influențe, da, de cucuteni. Cred că trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim pentru încă câteva minute. Anii 90, acum pe Radio Guerilla, dar și în paharul retrograd dedicat de 600 de mililitri cu 3 shoturi de espresso și lapte, pe care îl cumperi din 5to-go și îl asculți unde vrei tu dacă scanezi QR codul. Retrograd, dăm mai tare muzica retro a generațiilor grand.
emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metop împreună cu Liliana și Adrian Gărmacea, antreprenori, stâlpi ai Casei Paleologu. Vorbeam despre călătoriile noastre, despre cursuri și mi-am adus aminte că amândoi ați fost foarte impresionați, aparcă în mod special domnul Gărmacea, la Napoli, când am intrat într-o biserică de formă octogonală, unde este o capodoperă a lui Caravaggio, da? Cu cele 7 fapte ale milosteniei, un tablou faimos. Și într-un singur tablou le reprezintă pe toate, da? Să dai de mâncare celui flămând, să dai de băut celui însetat, să-l vizitezi pe cel bolnav, să-l îmbraci pe cel dezbrăcat, să-l înmormântezi pe cel care a murit și așa mai departe, da? Cele 7 fapte ale misericordiei, mă rog, ale milosteniei. De ce v-a plăcut atât de mult tabloul ăsta? Și după aia mai toată, de fapt, toată biserica respectivă are câte un tablou care detaliază, da? Întâi este tabloul sintetic, să spun, al lui Caravaggio, da? Cele 7 fapte ale milosteniei, și pe ceilalți 7 pereți e reprezentată câte o faptă. Mi-a plăcut din două motive. Primul motiv este că tabloul este foarte dens, foarte condensat. Deci toate cele 7 milostenii sunt prezentate și reprezentate foarte, foarte bine. Și în al doilea rând, pentru că era un tablou făcut la comandă, la comanda antreprenorilor locali sau a oamenilor cu stare din Napoli. Astea sunt cele două motive pentru care mi-a plăcut atât de mult tablou, dar tabloul, din punctul meu de vedere, este fabulos și explicațiile, o capodoperă. Acum, trebuie spus ceva, că de fapt mai pe profilul dumneavoastră de antreprenori sunt cei ăștia de la Veneția cu scolele. Dacă scolele nu sunt școli, ci sunt confrerii, dar nu sunt confrerii religioase și sunt confrerii ale unor oameni activi, profesionali, oameni negustori. În timp ce aia de la Napoli nu sunt negustori, aia de la Napoli erau niște nobili care se adunau, da, pentru a face fapte bune. Da, cred că pe profilul dumneavoastră ăștia sunt de la Veneția, da, la Scola Dalmata, de pildă, da, sau la Scola di San Rocco, da, care bănuiesc că v-a dat gata. Așa este, și dacă v-aș spune că mi-a plăcut foarte, foarte mult și monumentul din Valea Celor Căzuți, din Spania. Oh, da. Asta... nu știu dacă e politically correct să spunem, dar într-adevăr este impresionantă bazilica făcută acolo de Franco după războiul civil. E impresionantă, oricum ai lua-o. Da? Așa este. Și, mă rog, toată, cum să spun, iconografia de acolo, da? Cu acele tapiserii imense reprezentând episoade din Apocalips, da? Cum e sub pământ, foarte lungă, da? E una dintre cele mai mari bazilici, mă rog, cel puțin în lungime. Și construcțiile din Rodos, al lui Mussolini. Da, acolo e interesant un lucru, că putem vedea și varietatea arhitecturii italiene în perioada anilor 20-30. Rodos a rămas sub italieni până după al doilea război mondial și se văd acolo variațiuni, da? Trecerea de la un stil eclectic la unul ceva mai masiv, așa, mai impunător. Da? Bun, da, mă rog, astea sunt arhitectura mussoliniană e foarte vizibilă la Rodos, că e toată adunată într-un singur loc, în timp ce în Italia e ceva mai puțin concentrată. De altfel, la Veneția, nu știu dacă ați observat, gara, da, gara din Veneția este tot așa din perioada interbelică, ca și cea din Florența, da? O gară foarte simplă, arhitectură modernă.
Da, știți, tot vorbim și vorbim, s-a vorbit mult despre călătorii, despre cinșoare, cum le numim noi, dar eu aș vrea să vorbim și despre cursurile online, pentru că aș vrea să vă mulțumesc. Pentru mine pandemia a adus și un lucru bun, pe lângă tot ce a fost rău. Lucru bun a fost faptul că v-a împins cumva să vă lansați în online. Pentru noi, cei din care nu suntem din București, ne-am fi dorit să participăm la cursuri, a fost ceva extraordinar. Deci, pandemia pentru mine a fost o perioadă frumoasă. Da, asta trebuie spus. Ceva că Ioana Prândurel se uita la cifre la începutul pandemiei și era îngrozită, da? Pentru că efectiv totul se prăbușea. Ca la toată lumea. Da, că prăbușire de 70% în aprilie 2020 față de aprilie 2019. Eu însă eram foarte liniștit, pentru că știu că perioadele de genul ăsta sunt perioade în care oamenii au nevoie de o direcție, au nevoie tocmai de filozofie, de lecturi, de calminte, îi nebunești. Stai închis în casă și nu mai vezi pe nimeni, o iei razna. Da? Așa că trebuie să ne mulțumim unii altora. Că și pentru noi a fost foarte important să putem continua în perioada pandemiei și să facem acest pas. Da? Știți că eu sunt foarte rezistent la înnoire tehnologică, iată că am făcut-o. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Aștept cu mare nerăbdare să ne revedem, dar cred că ne revedem zilele astea, nu știu la ce curs, cu siguranță. Avem cursuri, sigur. Mâine e asta, Bălășescu, cu introducerea. Da, abia așteptăm introducerea în antropologie. Da. Mulțumesc încă o dată foarte mult și vă dau întâlnire tuturor săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2, la Metope. Mulțumim! Vă mulțumim!